Da, bună seara, bine v-am găsit. O nouă ediție a emisiunii Impact în Campus TV. Cum v-am obișnuit în ultima vreme, mai multe subiecte am pregătit pentru emisiunea de astăzi. În mare parte sunt informații, zic eu, utile pentru buzoieni. Încercăm și noi atât cât putem să îi mai ajutăm pe locuitorii municipiului și județului Buzău cu informații care le pot folosi. Alături de mine este prezent în studio astăzi domnul avocat Florian Angelo. Vă salut, domnul avocat. Mulțumesc frumos, ca de obicei, pentru prezență. Trebuie să mai adăugăm o titulatură domnului Angelo și de proaspăt scriitor, da? Întrucât săptămâna trecută domnul Angelo și-a lansat prima carte, nu? Prima carte. Și ultima. Și ultima, da? Politică și corupție are titlul, destul de incitantă. Mi-a oferit-o și mie cadou astăzi domnul Angelo. Îi mulțumesc frumos și de-abia aștept să o citesc, întrucât înțeleg de la colegii mei care au parcurs deja acest volum, este cea mai rea carte apărută după 90, acela noi la Buzău. Rea în sensul că domnul Angelo i-a cam vituperat așa pe cei din politica buzoiană. Bun, vom vorbi la momentul respectiv și despre această carte. Începem cu o informație legată de Spitalul Județean și de buzoienii care au neșansa de a fi pacienții acestui spital și în special pentru cei mulți, bănuiesc, care sunt nevoiți ca pe timpul internării să achite din propriul buzunar medicamentele și celelalte lucruri necesare tratamentului. Informația utilă, zic eu, pentru telespectatorii noștri e că aceste medicamente și alte produse folosite în timpul tratamentului pot fi recuperate mai apoi. În sensul în care, după câteva săptămâni sau luni, Spitalul Județean ar urma să returneze pacienților banii cheltuiți din propriul buzunar. La cerere, evident. Haideți să vedem și un material cu o declarație a purtătorului de cuvânt a Spitalului Județean. Pentru a recupera banii cheltuiți pe medicamente în timpul internării, trebuie să fie urmați mai mulți pași. După câteva săptămâni, pacientul va primi banii. Procedura pentru decontarea cheltuielilor constă în parcurgerea următorilor pași. Pacientul trebuie să facă o cerere care va fi înregistrată la noi la registratură. Această cerere trebuie să fie aprobată de către manager, avizată de către directorul medical, avizată de către șeful de secție și verificată foaia de observație. Serviciul financiar contabil verifică bonurile fiscale eliberate de la farmacie reprezentând medicamentele, materialele sanitare prescrise de către medic. Apoi, serviciul financiar contabil întocmește dispoziția de plată cu aprobare, iar caseria anunță telefonic pacientul pentru ridicarea sumei. Cele mai mari sume de contate au fost de 14 și 12 milioane de lei unor pacienți internați la ortopedie, respectiv 10 și 7 milioane de lei la cardiologie. Cea mai mică sumă, 800 de mii de lei vechi, a primit-o o doamnă internată la maternitate. Da, bănuiesc că mulți dintre pacienții Spitalului Județean și dintre privitorii acestei emisiuni nu știau de această facilitate că își pot recupera banii. E drept, cum spunea puțin mai devreme și domnul Angelo, trebuie să facă o cerere și să treacă apoi prin furcile caudine ale avizelor ce trebuie obținute. Am văzut, urmărind acest material, că erau cam multe avize. Cred că mai rămânea și femeia de serviciu din Spitalul Județean și cu băiatul de la poartă să-și dea avizul, da, ca pacientul respectiv să primească banii înapoi. Bănuiesc că din cauza acestei multitudini de avize, dar și a necunoașterii acestui fapt, doar 13 buzoieni, sau ăsta a fost motivul pentru care doar 13 buzoieni au cerut în ultimul an să primească banii înapoi. Este tributul birocrației, adică n-ai cum să eviți asemenea chestiune, pentru că fiind bani publici trebuie să fie toate justificările și toate documentația necesară pentru restituirea sumelor. Da, ori trebuie chiar toate avizele alea sau este tradițională a birocrației române? Nu. Păi fiecare dintre avize reprezintă o etapă de confirmare a operațiunilor respective. Se controlează practic unii pe alții prin avizele respective. Dar oricum este o modalitate de creditare a sistemului de sănătate din România.
destul de drăguț, adică întâi dai bani și pe urmă ți-i recuperezi cândva. Da, mă rog, înțeleg într-o interval rezonabil dacă îți două săptămâni. 13 buzoieni, da, au făcut lucrul ăsta. E drept că, din câte înțeleg eu, unii dintre ei aveau de recuperat bani sau sume destul de importante, da, 14, 12, 10 milioane. S-a meritat, da, să facă cererea asta, din câte înțeleg, cea mai mică cerere ar fi de făcut ar fi de 800 de mii de lei vechi, făcută de cineva, de o doamnă care a fost internată la maternitate. Mă gândesc, domnul Angelo, că cei care au sume din asta de 2, 300 de mii, 500 de mii, nu se mai complică să facă cerere să-și recupereze bani. De asta sunt și așa de puțini. În mod sigur, asta este explicația pentru care sunt destul de puțini pacienții care au plătit din buzunar și, pe urmă, au făcut demersuri pentru recuperarea sumei. Pentru că, altfel, teoretic ar fi trebuit toată lumea să-și recupereze sumele pe care le-au avansat. Și n-ar fi trebuit să fie doar 13 pacienți și sute sau mii de astfel de cereri. Nu cred că sunt așa de mulți pacienți care... care au plătit propriul buzunar? Exact, eu cred că sunt mulți, domnul Angel. La cardiologie, în general, sunt medicamente. Există medicamentația necesară. O parte este și compensată. Mă rog, sau este cât de cât compensată. Da, haideți să luăm un prim telefon în direct în această emisiune. Bună seara! Alo, bună seara! Spuneți, vă rog! Spitalul nu găsește acești bolnavi care au plătit serviciile spitalului și să le trimită adresa acasă, cum ne-a trimis domnul Boșcodeal, atâtea drumuri, atâtea cărări, atâtea cutare a făcut, ca să nu mai bată oamenii drumuri. Oamenii sunt după la țară, sunt după în toate părțile. Nu se găsesc acolo, nu sunt evidențiați. Are fiecare un semn acolo. A plătit 30 de lei, a plătit 80 de lei, a plătit 200 de lei. Imediat îl anunță, poate are telefon, poate un bolnav care a rămas, poate a avut și riscul de încetarea vieții. Are și numere de telefoane. Bat oamenii drumurile atâta să vină pentru niște bani care le-au fost luați, mă rog, să zicem o greșeală. Dar greșelile astea se repetă, domnule. În toate se repetă. Am înțeles, dar înțeleg că în special pacienții din mediul rural nu mai fac demersul ăsta, mai bat drumul de la Mânzălești până la Buzău, mai cheltuie și banii pe transport. Nehoi, Urateji, Bâsca Rozilei, Valea Nehoi, în toate părțile. Am înțeles. Și e o soluție pe care o propuneți dumneavoastră? Ce, să le trimită banii prin poștă sau cum spuneți dumneavoastră? Puteți să-i găsească, să identifice cu primăria, cu tare, reținând o cotă din bază respectiv, asta, comision. Am înțeles, dar asta ar însemna ca spitalul să angajeze niște oameni care să ocupe de treaba asta. E lipsă de personal din ăsta, important, nu prea avem medici, asistente pe în spital, pe la anumite secții. Da? Ar trebui să angajeze așa niște oameni pe la contabilitate, pe acolo, ziceți dumneavoastră. Contabilitatea, dacă are atâta lipsă de bani, are multe socoteli de făcut, măcar să le facă pe astea. Da, auziți, stimate domnule, vi se pare că ar fi mai normal ca banii respectiv să fie în spital pentru ca să nu mai plătească pacientul? Adică are nevoie pacientul de medicamentație, aceasta să găsească ca urmare colaborării cu Casa de Sănătate. Da, domnul avocat, dumneavoastră a spus întrebarea ca să o înțeleagă și alții. De fapt, ați înțeles unde ce am pus eu lucrul. Știu. Dar e mai greu, pentru că trebuie să aprobe cineva cheltuielile acestea de birocratice, de corespondență și e greu. Nu există temei legal, pe urmă. Ajungem oameni mari la 10-15 ani să ne dea funcționare ăștia amestecat. Asta este, da. Bine, mulțumim frumos pentru intervenție. Înțeleg că anul trecut nu era nici măcar fașă din asta pentru un banal bandaj în Spitalul Județean și trebuia oamenii să ducă să cumpere pe la farmaciile de peste drum. Bun, acum am furnizat această informație buzoienilor. Probabil că vor crește în perioada următoare numărul acestor cereri, da, ale pacienților pentru a-și recupera până la urmă acești bani. Bine a zis dumneavoastră că împrumută în felul ăsta Spitalul Județean. Bun, mergem mai departe, trecem la un alt material, de asemenea o informație, zic eu, de asemenea utilă pentru buzoieni, telespectatorii noștri. Se pot face de acum reclamații
inclusiv pe internet, da? La OPC nu mai sunt nevoiți buzoienii să bată drumul până acela bazar unde cei de la OPC Buzău au sediul. De asemenea, există și această facilitate de a se încărca, da, pe internet, inclusiv filmulețe sau poze sugestive vis-a-vis de reclamația respectivă. Aș pune în concluzie, poftiți de reclamați, dragi telespectatori, în condițiile în care bănuiesc că sunt diverse produse sau servicii de care sunteți nemulțumiți. Domnul Angelo, este o informație utilă și asta, nu? Da, este epoca informaticii, informației directe, nemijlocite, pe care cei care au posibilitatea să o folosească, respectiv au telefonul cu internet, pot să o utilizeze pentru ca să... Sau calculator. Da, pentru ca să ajute sistemul comercial să funcționeze cum trebuie. Mă rog, cât de cât corect. Da, deci asta este informația. Vedeți și dumneavoastră, se poate intra pe portalul ăsta al OPC-ului, din câte văd eu, chiar pe prima pagină, da? Cum deschizi acolo pagina de internet a OPC-ului, se deschide această aplicație prin care se poate face această reclamație. Evident, tot acolo se pot încărca și filmulețele și clipurile video sugestive pentru reclamația respectivă. Evită în felul ăsta telespectatorii acest drum până la oficiu. Evident că poate unii, cum spunea și telespectatorul de mai devreme, sunt de pe la țară și le era mai greu să ajungă până la Buzău. O pot face în felul ăsta direct pe internet. Cei de la birou, inspectorii, preiau, din câte înțeleg eu, fiecare din aceste reclamații, sunt obligați să le dea curs și eventual să facă dreptate clientului nemulțumit în cazul în care acesta are dreptate. Eu sper să fie eficient această modalitate de a seziza oficiu, dar sunt convins că nu sunt foarte fericiți inspectorii, pentru că în felul ăsta vor crește exponențial numărul reclamațiilor. În mod sigur. Adică omul ezită să ducă să facă o sesizare scrisă, dar pe internet s-ar putea să fie ceva mai comod pentru fiecare dintre cei care sunt nemulțumiți. Da, vor fi puși la treabă serios inspectorii, din câte înțeleg se plângeau cei de la OPC, că oricum erau cam puțini, da, dar acum, cine știe, poate odată cu aplicația asta și cu creșterea numărului de reclamații, se vor găsi bani să mai fie angajați câțiva astfel de inspectori pentru a veni în sprijinul cetățeanului. Bun, am furnizat și această informație, mergem cu rapiditate mai departe. Ieri am furnizat și această informație că Onor, Primăria Municipiului Buzău a găsit 5 locuințe ANL disponibile, eliberate de foștii chiriați care, din câte înțeleg, și-au găsit alte locuințe pe care le-au cumpărat, da? Mai bune decât astea ale ANL. Din păcate, informația pe care am furnizat-o ieri cu aceste 5 locuințe disponibile nu mai este de actualitate în mare parte, din câte înțeleg eu. S-a întocmit rapid și acest clasament, da? S-a făcut așa un clasament din ăsta la puncte și locuințele respective au fost deja atribuite, urmând ca mâine, în ședința de Consiliu Local, consilierii să voteze ca respectivele 5 familii să primească acele 5 locuințe. Avem din punctul ăsta de vedere și o declarație a viceprimarului municipiului Buzău, domnul Fănică Bârlă, care explică procedura, de ce s-au eliberat locuințele respective, de cine au fost ocupate și care a fost procedura prin care s-a făcut clasamentul respectiv. Este adevărat, scoatem în această ședință de Consiliu și cu siguranță o să și aprobăm, că așa este firesc, 5 locuințe din fondul ANL. Acestea s-au disponibilizat mai multe motive. În primul rând, o parte sau unii din chiriașii din locuințele ANL au dobândit în ani proprietăți și atunci ei nu mai se încadrează, nici nu mai le convine să stea cu chirie la stat din moment ce și-au făcut
o locuință. Aneleurile sunt în general au fost date pentru tinerii în debut de activitate, care aveau amândoi servicii la stat. Au obținut rezultate financiare până și asta este o parte din ele. La un apartament s-a renunțat. Noi am crescut puțin chiria și ne-am actualizat-o cu noile reglementări în materie de locuințe ANL. Exact. Cum se obțin aceste punctaje? Deci în decursul timpului s-au primit multe dosare, erau la un moment dat peste 700 de dosare în care se depun documentațiile așa cum prevede legea respectivă, în baza căror documente se face un punctaj. Se ține cont de starea socială, căsătorii sau necăsătorii, dar căsătoriți au avantaj, copiii sunt aduc un bonus la avantaj, amândoi soții căsătoriți, dacă au servicii, se aduce un bonus la punctaj, care n-au avut niciun spațiu social sau care în momentul de față locuiesc în niște condiții sociale sub un standard minim decent de viață și asta se adaugă la... Acest punctaj este pe lege și este foarte clar. Niciun punct nu poate fi atribuit sau luat de către o persoană din administrația publică locală. Tot punctajul este pe o grilă foarte, foarte exact. Da, am văzut declarația domnului viceprimar care anunță că punctajul ăsta se întocmește foarte riguros, e pe bune, nu ca în anii precedenți, când se mai dădeau locuințele astea, din câte înțeleg eu, și pe sub mână, în celebru sistem de pile românesc. Cineva mă ruga ieri, un telespectator, în emisiunea de ieri, să verific criteriile astea pe care se acordă locuințele astea ANL. Am căutat ceva pe internet. Sper că documentele pe care le-am găsit sunt corecte. Din câte scrie aici pe hârtiile astea, criteriile de acordare a punctajelor pentru obținerea unei locuințe ANL se acordă conform a două legi. Legea numărul 152 din 98 și hotărâre de guvern 165 din 2008. Am parcurs și eu criteriile respective, trebuie să recunosc că am rămas mască, da? La un moment dat, numărul de copii pe care îl are familia respectivă, eu credeam că ăsta este criteriul de bază, cel mai important. Deci cine are mai mulți copii, 3, 4, 5 copii, primește sau are șansele cele mai mari de a primi această locuință ANL. Ei, iată, surpriză, criteriul ăsta este cel mai puțin semnificativ. Pentru fiecare copil se acordă câte un punct. Adică dacă ai 3 sau 4 copii, primești 3 sau 4 puncte, da? Contează mai mult, dragi telespectatori, dacă solicitantul are sau nu studii superioare. Din punctul meu de vedere, asta n-ar trebui să conteze deloc. Ce treabă are dacă unul are facultate sau unul are liceu sau unul n-are nici măcar atât. Pentru studii superioare se acordă cât credeți, domnul Angelu? Deci dacă pentru un copil se acordă un punct, pentru studii superioare se acordă... Cel puțin 5 puncte. N-ați ghicit. Mai creșteți. Mai creșteți, da? 10? Nu stăm. Mai mult. Ei, lasă, dai. 15 puncte se acordă pentru studii superioare. Deci poate să vină o familie care nu are studii superioare, da? Și să aibă 10 copii, da? Ăia stau săraci îngrămădiți într-o chichineață pentru care mai plătești și pentru aia chirie. Iată, familia respectivă nu primește apartamentul ANL și îl primește cineva care are studii superioare sau o familie cu studii superioare sau nu neapărat o familie, unul care are studii superioare fără copii primește familia. De asemenea, surprinzător pentru mine, tot în criteriile astea, eu nu știu cine a făcut criteriile astea, din punctul meu de vedere era puțin sau mai mult bătut în cap, da? Adică pentru copii să acorzi un punct și pentru studii superioare să acorzi 15 puncte. De asemenea, contează mult mai mult, da, în stabilirea punctajului respectiv vechimea solicitării, cererii respective. Dacă ai făcut această cerere, stați că trebuie să găsesc cu aici exact, dacă ai făcut această cerere cu 3-4 ani înainte, primești 9 puncte.
Deci, din nou, nu contează câți copii ai, contează când ai depus cererea. Deci, dacă ai făcut-o acum 3 ani, dar cineva care a făcut cererea acum 3 ani, deși poate n-are niciun copil, primește apartamentul respectiv, da? Și o familie sărmană, încă o dată spun, cu 3-4 copii, dacă a pus cererea anul trecut, stă pe bar în continuare. Cum vi se par, domnul Angelo? Sunt eu deplasat când spun că lucrurile astea sunt în neregulă sau am dreptate? Bun, dacă vrei un răspuns tranșant, pot să ți-l dau, dar nu vrei două minute de dezbatere. Criteriile respective, sau cel puțin astea două din criterii, mi se par perfect raționale. Să începem cu ultimul. Deci vechimea cererii adresate administrației publice locale este un criteriu important pentru că înseamnă că în toată această perioadă familia respectivă a avut dificultăți de a-și găsi o locuință. O locuință de acord cu dumneavoastră aici. Da. Iar în ceea ce privește studiile superioare, legiuitorul, aici cred că este vorba de criterii adoptat prin hotărâre de guvern. În mod sigur nu prin lege. Părerea mea, dar n-am văzut dispoziția legală. Bun, părerea mea este că legiuitorul a avut în vedere un lucru esențial, și anume să încurajezi sau să susții persoanele care au studii superioare, pentru că aceste persoane sunt cele care pot să creeze, în afară de plus valoare, să zicem, sunt capabile să creeze pentru structura administrativ-teritorială un avantaj, în sensul că acesta, prin pregătirea sa, poate să asigure administrației publice locale, prin funcția sau prin serviciul pe care îl ocupă, plătește mai multe impozite, vreau exact să spun. Exact. Asigură venituri. De acord cu dumneavoastră și aici. Eu aș fi pus și eu criteriile astea. Și venituri, dar și faptul că ocupă, din acest punct de vedere, o funcție fie în administrația publică locală, și deci lucrează direct pentru administrația publică locală, fie o funcție... Nu, asta nu contează. Și mie mi se pare corect să nu conteze lucrul ăsta, că lucrezi la stat sau la privat. Nu. Mă refer la faptul că omul cu studii superioare poate să ocupe și să aibă venituri constante care să acopere chiria respectivă. Bun, de acord cu dumneavoastră, domnul Angelo, dar totuși, cum vine chestia asta? Adică pentru copil primești un punct și că ai studii superioare 15 puncte, da, și că ai depus cererea tot așa cu, în urmă cu 3-4 ani primești 9 puncte? Nu asta trebuia să fie criteriul de bază, da, al numărului de membri din familia respectivă? Dacă ne raportăm la faptul că acestea sunt locuințe cu caracter social, da, ai dreptate. Dar numai că, cum să spun eu, în felul ăsta ar însemna că încurajăm pe cei care fac copii și altceva nimic. Da? Nu aduc societății și micro... Ar zice unul că eu țin cu țigani, da? Că ăștia au mai mulți copii, da? Au curadei și... N-am vrut să spun asta. Nu, am vrut să spun că persoanele respective, atunci când se hotărăsc să facă copii, trebuie să aibă în vedere și ce le asigură copiilor respective. Adică faci unul, faci doi, faci trei, dar e cazul să te oprești, pentru că în felul acesta... Porește în mod natural populația, dar numai că nu prea ai asiguri... Bun, dar dacă nu sunt țigan, domnul Angelo, și indiferent... sunt românași de-ai noștri, deci, da? Care încă o dată, nu mă suspecta că am făcut o... Consideră că copiii, da, sunt cel mai important, da, e cel sigur mai important lucru, da, pentru familia respectivă, să aibă copii, da, da? Și primești doar un punct în criteriul ăsta, încă nu dată, se pare că e ceva dacă neregulă? S-ar fi avut în vedere sporul natural al populației, criteriul acesta ar fi trebuit să fie primul în atribuirea locuințelor sociale. Dacă se aibă în vedere, dacă se are în vedere în general binele societății sau binele unității administrative care pune la dispoziția populației asemenea locuințe sociale, atunci lucrurile sunt invers. După părerea mea, cred că asta a fost rațiunea. Dacă sunt de acord cu ea sau nu, asta e cu totul altceva. Îți pot spune că nu sunt de acord cu asemenea punctaj, pentru că, sigur că da, este important să aduci în Buzău oameni cu studii superioare pentru ca să ridici nivelul intelectual, economic, din punct de vedere profesional. Da, aș veni cu un contraargument aici. Până la urmă, ăsta cu studii superioare, da, teoretic este mai instruit, mai inteligent, mai deștept, ăsta, da, ar avea probabil și resursele financiare, da, un job cât mai bun, da, prin care să-și achiziționeze o locuință de pe piața liberă, nu, păi să ia una în regim special, da, de asistat special de la primărie. Înseamnă că nu dai dreptate. Pentru ăsta, în cele din urmă, va pleca de acolo dacă într-adevăr are studii superioare și realizează venituri. Nu va sta într-o locuință socială înghesuită și cu facilitățile pe care le poate asigura o asemenea locuință. În momentul în care stă 2-3 ani, după aceea pleacă.
Da. Ești de acord? Celălalt cu trei copii s-ar putea să plece prea curând de acolo. Da, păi să nu plece. Din punctul meu de vedere, nu, încă o dată spun, din punctul meu de vedere ar trebui să dea locuințele astea nu celor care au studii superioare, ci ălora care au mai mulți copii și o situație familială mai delicată, celor care n-au venituri, nu ălora care au salarii mari. Vezi diferența dintre tine care ești social-democrat și mine care corect, sunt liberal. Da, da. Bine văzut și bine punctat. Eu sunt social-democrat, dar văd că totuși partidul ăsta la Buzău, am mai spus, nu e condus de niște social-democrați, niște da, e condus de nababi, care n-au ce căuta în partidul ăsta, dar asta e altă discuție. Și încheiem cu ceva, prima parte a emisiunii, încheiem cu ceva mai haios, mai lejer, mai ușor. Poftiți să vedeți buvnițe, da? Pentru părinți sau pentru copii, pentru că sunt niște păsări mai rare, așa, mai rar ai posibilitatea să vezi o bufniță. Iată, în municipiul Buzău, foarte aproape de centrul orașului, se găsesc mai bine de 10 bufnițe în câteva câțiva copaci, da, câțiva brazi situați aproape de Casa Căsătoriilor, da? Este acolo o instituție, Inspectoratul Silvic, da? Din câte îmi spun colegii mei care au realizat acest material, da? E, și în copaci ăștia, 2-3 copaci că sunt acolo, se găsesc mai bine de 10 buvnițe, da? Vedeți imaginile, sunt filmate astăzi. Iată-le, ce frumos stau ele acolo cocoțate în copaci. Poți să te corectezi? Vă rog. Nu sunt bufnițe, sunt buhe. Buh, cu totul altceva. Bufnița e mică și delicată, buha este mare și voluminoasă, are și dimensiuni. Deci nu e același lucru, bufnița cu buha? Nu, nu. Bufnița sau cucuveaua este o păsărică destul de relativ mititică, de talie mică. Asta e de talie mare, este buhă, cu ochii aceia mari. Mie îmi plac oricum și unele și altele. În fine, buvnițe, buhe, ce-or fi ele, dar cred că sunteți de acord cu mine că sunt mai rar văzut și în felul ăsta tot așa mai dăm o informație utilă telespectatorilor noștri care au copii mai mici, pot merge în zona respectivă să le arate copiilor cum arată buvnițele respective. Din câte înțeleg așa în popor, da, se spune că vaietul ăsta al buvnițelor, da, strigătul lor, e unul care aduce rele, da, e prevestitor de rele. Încă o dată, acestea nu scot sunițele alea, cucuveau, celelalte mici, detalii mici, scot sunetul ăsta. Da, mergem să le și ascultăm poate în seara asta, dacă îmi plecăm de la redacție. Mai și atunci o să-mi dai dreptate, că nu scot am înțeles. Oricum, din câte înțeleg, până la urmă, vecinii din blocurile respective au vorbit astăzi cu colegii mei, deci nu astea sunt deranjați, ba din potrivă, agrează prezența păsărilor respective. De asta le zice și așa, astea fac buhuhu și alealte fac cucuvau. Am înțeles, alea-s cucuvele. Că... Alea-s cucuvele, da. Da. Deci mai mici, mai, mă rog, mai delicate, nu chiar umflate așa ca da, acum nu înțelegem prea bine de ce au venit buvnițele alea sau buhele astea, cum le spuneți dumneavoastră, în din cauza zona șobolană respectivă. Șobolan mulți pe acolo. Din zona respectivă, probabil că este un loc de depozitat containerele astea pentru blocurile respective și sunt șoboran din belșug și deci au hrana asigurată. Asta este explicația. Înțeleg că în cazul în care se găsește hrană din belșug, da, rozătoare din astea, exact, o bufniță poate mânca până la 10.000 de șoareci șobolan, pe an. Da. Da? E, deci până la urmă fac și bine, dar bufnițele nu doar prevestesc așa lucruri rele. Luăm și noi o scurtă pauză de publicitate, revenim mai apoi cu alte materiale și informații, sper eu, utile pentru dumneavoastră.